am avut și am emoții, pentru că am vrut ca acest eveniment să iasă bine. Aici, datorită dumneavoastră, și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru, vă mulțumesc că sunteți astăzi prezenți în număr mare, vă mulțumesc că ne susțineți, mulțumim Bunului Dumnezeu că avem vreme bună și vă doresc să aveți o zi nemaipomenită și să vă bucurați din plin de fiecare moment. Astăzi, alături de noi, avem și câțiva invitați de seamă, pe care doresc să invit pe scenă. Domnul primar al Comunei Mihălășeni, domnul Chelariu Claudiu, domnul primar al Comunei Stăuceni, domnul Iepuraș Cosmin, și domnul primar al Comunei Trucești, domnul Ailenei Petru Grișa. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să ia cuvântul, primar, bună ziua, felicitări, vă mulțumesc pentru invitație, vă urez tot ce vă doriți de Dumnezeu, să aveți un mandat sau mai multe, să duceți în continuare pe una, unii mi-a spus, vii, vă duceți undeva sus, pe niște culmi, pe alte, ce să vă mai urez? Vă urez la toată lumea să vă distrați, să fiți sănătoși, să vedeți Dumnezeu și tot ce vă doriți în ziua asta. Bună ziua și bine v-am găsit. Vreau să-i mulțumesc domnul primar pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră în primul rând, totuși dați curs invitație. Am înțeles că sunteți la prima ediție făcută, organizată de domnul primar. Trebuie să-l vedeți. Are emoții, el sunt lângă mine cu un tremură de emoții, dar pe parcurs o să-i treacă toate emoțiile. Vreau să-l felicit pentru tot ceea ce faci pentru dumneavoastră și vin cu rugămintea ca să-i fiți alături. Aveți un primar tânăr, un primar de viitor și vă mulțumesc eu omului pentru că ați dat curs invitație. Vă doresc distracție plăcută și numai sănătate. Vă mulțumesc, domn primar, și felicitări! În primul rând, vreau să mulțumesc domnului primar pentru invitație. Vreau să vă felicit pentru această zi frumoasă, organizată cu ajutorul primarul și a Consiliului Local și, nu în ultimul rând, vreau să felicit familiile care astăzi sunt sărbătorite pentru 50 de ani de la căsătorie și noi, cei mai tineri, să le urmăm exemplul celor care 50 de ani s-au suportat unul pe altul, iar având în vedere că tânăra generație mai e la 2-3 ani uită de și schimbă unul pe celălalt. Vreau să vă urez în continuare petrecere frumoasă și la cât mai multe ediții în această zi frumoasă. Felicitări, domnul primar! În continuare, vom face o slujbă de mulțumire pentru persoanele care fac 50 de ani de la căsătorie. Apoi ne vom bucura împreună de programul artistic pregătit de invitații noștri. Mulțumim!